prinsă de Stoica de pe linia careului mare. Pedro Moreira este portughez, născut la Luzada, numele complet Pedro Manuel da Silva Moreira. Acum atac și e penalti. Decizie corectă. Lovitură de pedeapsă și cartonaș galben pentru Ousmane Viera, care va fi suspendat pentru meciul următor. Al patrulea galben pentru ivorian. Pare un dezastru care nu se termină pentru Șep și Oeșca. Să vedem încă o dată ce s-a întâmplat. Gabriel de Moura lasă mingea să cadă. E blocat apoi de către Ousmane Viera. Dumitriu le fură mingea celor doi. Și tot Viera îl atinge pe călcâi. Penalti clar și cartonașul galben se justifică. Ousmane Viera va fi suspendat, cum spuneam, pentru etapa viitoare. Dâlbea în fața punctului cu VAR. Roli Nițui în poartă are posibilitatea să se revanșeze apărând acest penalti. Ce moment important! Dâlbea, 37 de ani, Nițui cu 14 ani mai tânăr. Dâlbea se apropie de balon. Șut și gol! Gol, 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 gol! 3-1 pentru Hermannstadt. A ghicit portarul covăznean direcția mingii. De aceea am și ezitat, pentru că am crezut că va scoate acel balon. 3-1 pentru Hermannstadt în minutul 70. Și zarurile par a fi aruncate. Nițui a plonjat pe direcție, dar șutul a fost puternic și a ajuns în plasă. Un penalti nu se apără, ci se ratează. Așa spune muzicală a fotbalului, un adevăr axiomatic. Revedem faza. Mi se pare că este penalti în alergare. Ousmane Viera îl lovește, poate neintenționat, dar îl împiedică din înaintare pe Dumitriu. 3-1 pentru Hermannstadt. Sibienii aproape de a doua victorie consecutivă în deplasare în campionat și cea de-a treia într-o perioadă de 7 zile, inclusiv